Viorela Rion, primarul municipiului Hunedoara, și-a depus ieri candidatura pentru un nou mandat în fruntea primăriei și lista consilierilor liberali pentru Consiliul Local Hunedoara. La depunerea candidaturii, alături de Viorela Rion, a fost întreaga echipă aflată pe lista consilierilor locali, Carmen Hărău, deputat de Hunedoara, dar și colegi de partid din municipiu. Primarul Viorela Rion s-a declarat încrezător în victoria sa la alegerile locale și spune că în următorul mandat va continua proiectele pentru hunedoreni. În primul rând vreau să continui proiectele pe care le-am început în acest mandat, să încep și alte proiecte noi. Am mari speranțe în ceea ce privește absorbția fondurilor europene. Am muncit aproape 2 ani să realizăm proiecte, studii de fezabilitate și toate documentele care sunt necesare pentru accesarea de fonduri europene. Sper ca proiectele pe care le-am propus, adică sunt convins că proiectele pe care le propun hunedorenilor vor fi finalizate până în 2020 și după 8 ani de mandat Hunedoara va arăta cu totul și cu totul altfel. Ați asistat la o formalitate. Primarul în funcție, viitorul primar al Hunedoarei, pentru cel puțin încă un mandat, pentru că Hunedoara atingea de mult după un primar de felul acesta, a făcut tot ce trebuia să facă în orașul acesta cu mijloace la început destul de puține. Este, dacă vreți, echipa câștigătoare. Am analizat fiecare persoană în parte de pe din Consiliul Local, fiecare aduce o plus valoare politică destul de consistentă. Viorela Rion candidează pentru un nou mandat de primar al municipiului Hunedoara din partea Partidului Național Liberal. Alegerile locale vor avea loc în data de 5 iunie.